Bună și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Mai sunt câteva zile și ne vom lua rămas bun de la anul 2023. Mi se pare că a trecut extrem de repede, nici nu știu când a trecut. A fost un an frumos, cu provocări, cu experiențe frumoase, cu experiențe mai puțin frumoase, dar cu bine, cu rău. Am ajuns și la finalul acestui an. Ca să nu uit, vă spun de pe acum să aveți un an nou fericit, plin de bucurii, binecuvântat, plin de sănătate și pe cei dragi să-i aveți aproape și să vă bucurați de toate momentele frumoase împreună cu familiile voastre. La mulți ani tuturor și vă mulțumesc din toată inima pentru că v-ați rupt din timpul vostru și ați stat aici cu mine și m-ați urmărit și ați crescut această comunitate a mea, această comunitate a noastră. Vă mulțumesc pentru fiecare like în parte și pentru fiecare comentariu. Vă sunt recunoscătoare și sper ca și în noul an, în 2024, să fim tot aici, să fim bine, să fim sănătoși cu toții și să fim mai buni. După cum ați văzut și în titlu, vreau să vă arăt parfumurile pe care le-am terminat anul acesta. Sunt destul de multe, dar având în vedere că sunt niște parfumuri de buget, ieftine, mi-am permis, ca să zic așa, să fac paie în ele, cu ghilimele de rigoare. Știți că nu am parfumuri scumpe, poate în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, cine știe, îmi voi lua și parfumuri puțin mai scumpe, deși nu sunt dispusă să dau foarte mulți bani pe un parfum. Și o să încep cu un parfum pe care l-am terminat la finalul anului 2022, dar a rămas aici în cutia mea cu parfumuri terminate și mă gândeam să vi-l arăt și pe acesta și e vorba de Amber Elixir Crystal, un parfum foarte frumos pentru vară, este de la Oriflame și la fiecare parfum în parte aș vrea să vă spun și foarte puține note, ceea ce simt eu în aceste parfumuri, nu toate notele parfumului. Eu simt nuca de cocos, niște citrice acolo, vanilie și este un parfum proaspăt, fresh, plăcut pentru vară. Eu așa îl port vara. Și acest parfum este un parfum recumpărat, cred că l-ați văzut în unboxing-ul trecut de la Oriflame. L-am recumpărat și mă bucur că a revenit în colecție. Colecție mult spus, pentru că nu intenționez să-mi fac o colecție, ci eu le folosesc, le consum, nu le păstrez acolo, pentru că, din punctul meu de vedere, nu are rost. Următorul parfum terminat, bineînțeles că eu nu vă arăt într-o ordine în care le-am terminat, pur și simplu următorul pe lista mea este totul unul de la Oriflame și e vorba de Lost in You. Foarte drăguț acest parfum, un parfum ambră floral cu ghimbir, bujor și tuberoză. Îmi place foarte mult, eu îl port mai mult primăvara. Și, desigur, și acesta este recumpărat. Am rezervă, nu fac foarte multe rezerve, doar câte unul. Nu știu dacă am două rezerve, nu cred. Doar câte o sticlă, acolo unde îmi place. Cred că în același unboxing l-am luat și pe acesta, nu știu sigur, dar l-am. Și, cu siguranță, în primăvară voi începe să-l port și pe acesta. Un altul tot din categoria parfumurile care îmi plac, sunt în topul preferințelor mele, este și Poses Absolut. Da, l-am terminat și pe acesta, un parfum foarte frumos, îmi place foarte mult. V-am spus de multe ori de el, este un parfum foarte persistent pe pielea mea, un lemnos fructat cu rodie, măr și pralină. Îmi place mult de tot, l-am recumpărat și
Eu, în general, acesta îl port în sezonul mai rece. Mi se pare un parfum mai puternic și bun de purtat într-un timp mai rece. O apă de toaletă ușurică, frumoasă, drăguță, cu istorie la Avon. Este acest celebră și l-am terminat și pe acesta. Cred că am rezervă și la acest parfum celebră un floral cu bujor, lăcrămioară și frezie. Nu are o persistență mare, dar depurtat prin casă, seara la culcare, atunci când vrei să miroși frumos, eu zic că acesta este un parfum perfect și l-am cumpărat și pe acesta. Următorul, tot de la Avon, l-am avut așa într-o cantitate mai mică. Este din gama Eve și e vorba de acest Eve Truth. Sticluța aceasta a avut 30 de mililitri și l-am terminat, cred că, într-o lună. Este un parfum de vară, floral, fructat. Are fructul stea, coacăze, flori. Niște flori acolo, găsim frezie, găsim gardenie. Este un pic dulce, absolut. Doamne, cât este de frumos! Și vă spuneam eu atunci când l-am terminat că o să-mi cumpăr, cred că, o sticlă mai mare, pentru că mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Nu are o persistență foarte mare, pentru că el fiind un parfum de vară, un parfum proaspăt, fresh, nu poți să ai pretenții foarte mari, dar este un parfum foarte frumos. Un altul, tot din categoria parfumurilor ce mi-au plăcut... Și dacă l-aș mai găsi, l-aș recumpăra pentru că l-am terminat destul de rapid. Este acesta din gama Imari și e vorba de Imari Eclipse. O apă de toaletă foarte faină, dulce, un lemnos dulce, cu pară, cu vanilie și cu tuberoză. Și persistența lui m-a uimit. Chiar mi-a plăcut acest parfum, deși cred că acestea se mai găsesc doar în ofertele pentru reprezentanți, pentru că așa cred că este un parfum discontinuat. Ce nu mi-a plăcut la această sticluță este capacul care mi se pare horror. Deci un capac dintr-un plastic, nu știu, de cel mai urât plastic. Mai bine îl făceau fără capac, pentru că nu îmi place deloc capacul, dar... Conținutul sticluței pentru prețul plătit este super, este fantastic de frumos. Tot un parfum, o apă de toaletă pe care am terminat-o și mi-a plăcut. Este perfectă pentru sezonul rece și l-am terminat luna aceasta. E vorba de Soft Musk de Lis, flori de șocolat. Sau luna noiembrie, nici nu mai știu. Acesta. Cu ciocolată, cacao, vanilie și are și o mandarină. Este super. Și la fel și acesta, cred că este o apă de toaletă discontinuată. Dacă aș mai găsi-o, aș lua-o, deși nu cred că se mai găsește, dar este un parfum frumos. Tot din aceeași gamă, l-am terminat și pe acesta, Silky Soft Musk. Acesta este un parfum pe care l-am purtat în sezonul cald, un floral moscat, pudrat, are crin. Mie mi-a dat așa un vibe de citrice, mi s-a părut că are lămâie. Deși între notele lui nu se regăsește lămâia, dar eu așa l-am perceput, mi-a plăcut și pe acesta l-am consumat destul de rapid, dar nici acesta nu se mai găsește. O să trec la o categorie de parfumuri foarte ușurele, foarte suave, așa diafane, abia le resimți, niște parfumuri foarte plăcute, dar... pe care nu cred că le voi mai cumpăra. Unele sunt discontinuate, altele nu, dar
Eu zic că nu prea merită banii și primul este acest Yves Bicam. Un parfum căruia i s-a făcut foarte multă reclamă atunci când a apărut în portofoliu Avon. Un parfum cu măr roșu, chiar l-am simțit, acel măr roșu cu gardenie, mosc. Sticluța este absolut fantastică, este foarte frumoasă, îmi place mult, dar parfumul, nu știu ce să spun de el, dar acesta cu siguranță nu va fi un parfum recumpărat de mine. Pentru fetele care iubesc parfumurile acestea suave, așa, este un parfum bun, doar că nu va mai veni în colecția mea. Poate doar dacă îl voi primi cadou de la Avon, doar așa. În rest, sau voi găsi o ofertă, wow, nu știu, dar ca să mai dau banii așa pe el, nu. Un altul tot pe aceeași, din aceeași listă este și acest Persei Cașmir. Foarte drăguț și acesta, cu piersică, mosc, cașmeran, îl văd purtat la un plovăr de cașmir, deși nu cred că ar rezista foarte mult în sezonul rece, îl văd mai mult purtat vara, atunci când este cald. Este un parfum frumos, dar nici pe acesta nu-l voi mai cumpăra. Îmi doresc ceva mai cuținută, nu știu, ceva care să simt că există acolo pe mine un parfum. La fel este și acesta de la Oriflame, Dare to Shine. Acesta este un parfum discontinuat, un parfum, cred că este apă de toaletă, da. Foarte drăguț, așa, cu pară, iasomie, vanilie, dar din aceeași categorie. Ușurel. Nu prea spune nimic. Este frumos, dar nu prea spune nimic aceste parfumuri. Nu prea spun nimic, așa că nu, chiar dacă îl voi găsi, nu îl voi cumpăra. Tot pe aceeași listă este și acest Cherish. Un parfum de vară, frumos, plăcut, proaspăt. Unele persoane spun că nu are nicio treabă cu cireșul, dar are acolo și o floare de cireș și eu am simțit-o, mosc, citrice, este plăcut, dar nici acesta nu va fi un parfum recumpărat. Tot pe aceeași listă am și acesta de la Oriflame din gama Feel Good, e vorba de Be Happy, cu bergamot, flori, niște flori albe, mosc, foarte frumos, apă de toaletă, foarte frumoasă, dar cred că se mai găsește doar în ofertele online, nu știu dacă se mai găsește în catalog, nu știu dacă nu este discontinuat, dar cu siguranță nu îl voi mai cumpăra nici pe acesta, deși mi-a plăcut. Am destul de multe parfumuri care se aseamănă cu acesta și nu cred că nu-l voi mai recumpăra. În aceeași categorie este și acesta, Loved Up. Acesta este un pic condimentat, are prune. În deschidere se simt foarte bine, se simte nota de prune foarte bine. Este lemnos, merge purtat în sezonul mai rece, dar nici acesta nu va fi un parfum spre care eu să întind mâna sau pe care să-i dau banii. Ce mai am aici? Cred că mai am. În această categorie intră și Eclat Blanc cu mandarină, floare de mandarin și boabe tonka. O apă de toaletă frumoasă, drăguță. Doar că nu avea nici deloc persistență. La capitolul persistență chiar lasă de dorit, așa că nici aceasta nu o voi mai cumpăra. Un
parfum micuț, la 30 de mililitri, de la Larive, to Touch of Oman. Este o copie a parfumului Black Opium. Acesta mi-a plăcut foarte mult. Deși are un preț foarte, foarte mic, acesta mi-a plăcut. Nu are nicio treabă, nu scrie între notele lui că avea cafea, cacao, deși asta se simte. Este un fructat floral cu vanilie, cu lemn de santal. L-am folosit foarte rapid, mi-a plăcut și nu știu dacă îl voi recumpăra, pentru că am destul de multe și doar dacă, nu știu, voi găsi așa un... Deși are un preț, v-am spus, foarte, foarte mic. Următorul pe care vreau să vi-l arăt este acesta de la parisian.ro, Parischi 228, este o copie a parfumului Versace Bright Crystal. Foarte frumos acest parfum, cred că știți originalul, cu siguranță îl știți. Și acum mai miroase la atomizor, deși eu nu l-am simțit. Se simțea o oră, maxim două. Eu spun că nu merită banii. Cred că acesta la 30 de mililitri este 44 de lei, dar eu zic că nu merită banii, nici nu am mai cumpărat de la ei și nici nu o voi mai face, pentru că nu mi-au plăcut. Mai am 3 parfumuri de la ei și abia aștept să le termin, pentru că nu mi se par... Deși le copie foarte bine, dar persistența lasă de dorit. Următorul pe care l-am terminat cu mare greutate a fost acesta, Sofiver. Este un parfum discontinuat de la Oriflame, Sofiver Hair. Nu mi-a plăcut deloc acest parfum. M-am chinuit cu el, dar și atunci când nu-mi place un parfum, vreau să-l termin cât mai repede, să scap de el. L-am dat prin baie, prin casă, are ceva, are o notă de lemn dulce, care nu, pur și simplu nu o suport. Nu îmi place nota de lemn dulce în parfumuri. Poate mai am parfumuri cu această notă, dar sunt făcute altfel, nu știu, dar acesta nu mi-a plăcut absolut deloc și este și discontinuat, așa că bye bye. Mai am puține și e vorba de acesta pe care l-am terminat luna aceasta, Patient Dance Dark. O apă de toaletă foarte faină pentru purtat prin casă, până la în apropiere, la cumpărături, nu știu, un parfum cu cafea, cu cacao, dulce, gurmand. Ai, ce frumos a fost acesta. L-am primit cadou de la Avon, mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă l-aș mai cumpăra, pentru că cred că mai am parfumuri cu aceste note, dar acesta mi-a plăcut. Și dacă vă gândiți să vi-l luați, nu cred că este o mare pierdere dacă nu vă place, pentru că este un parfum ieftin. Și mai am aici două mini parfumele și e vorba de Rebel Diva la 10 ml. Acesta mi-a plăcut foarte mult, din gama Faraway, cu o notă de popcorn, caramel, vanilie, sare, foarte persistent. La început nu mi-a plăcut, dar apoi m-am îndrăgostit de el. Mi-a plăcut extrem de mult. Și acesta, tot la 10 ml, Faraway Beyond the Moon, cu Regina Nopții. Cred că ați auzit de acesta, este ultima apariție din gama Faraway. Foarte frumos și acesta, dar Rebel Diva mi se pare mult mai persistent. Și acesta are vanilie, lemn de santal, un parfum drăguț.
dar la fel mi se pare că i s-a făcut foarte multă publicitate, foarte multă reclamă, deși nu este chiar atât de wow. Așa mi se pare mie. Și acestea sunt parfumurile pe care le-am terminat anul acesta. Sunt 22, parcă așa am numărat eu. Iar numărul celor ce au intrat anul acesta în colecția mea a fost de 113. Pe unele le-am cumpărat, pe unele le-am primit cadou, pe altele le-am luat la niște oferte foarte, foarte bune sau le-am câștigat la competiții. Nu știu dacă balanța este ok, dar atât a intrat în colecția mea și atât am terminat. Spuneți-mi voi în comentarii cum vi se pare, ce ați consumat voi anul acesta, dacă ați consumat ceva din ce am eu aici, dacă vă place ceva. Și aș vrea să vă arăt și parfumurile pe care le-a terminat soțul meu și băiatul meu. Sunt foarte puține în comparație cu ale mele, dar haideți să vi le arăt și pe ale lor. Și primul pe care o să vi-l arăt e vorba de acesta, din gama Attraction Sensation, un parfum foarte drăguț, cu niște note foarte drăguțe, masculine, are ghimbir, lavandă, pielărie. Mi-a plăcut și mie, le-a plăcut și băiatul meu, l-a consumat. I-a plăcut acesta, nu știu dacă îl voi mai cumpăra pentru că își dorește altele. Tot el l-a terminat și pe acesta, Calvin Klein One, un parfum de vară cu foarte multe note, cu citrice, plăcut, l-a purtat mai mult la sală, i-a plăcut foarte mult. Este fresh, proaspăt și la fel și pe acesta. De fapt, tot din ce am aici, nu cred că vor mai fi cumpărate. Următorul este acesta, Lost in You, pe care l-a terminat soțul meu, deși este pentru bărbați. Eu înclin să cred că acesta este mai mult pentru un parfum mai feminin. Nu știu, un parfum ușurel, l-am mai purtat și eu. Are măr, anason stelat, lemn de santal și ghimbir. Da, l-a terminat, dar nu l-a dat pe spate. Nu a fost un parfum după care să plângă. În schimb, un parfum pe care l-a iubit, i-a plăcut, a fost acesta Today Tomorrow Always, un parfum discontinuat de la Avon. Nu se mai găsește acesta. Mi-a plăcut și mie, un parfum atât de frumos. Are o lămâie verde, are cacao, este lemnos, are și o notă de patchouli. Foarte frumos acest parfum, păcat că este și discontinuat. Următorul este acesta, Elite Gentleman, un parfum foarte masculin, cu mentă, vetiver și patchouli. Și lavandă. Da, și este atât de puternic, l-a terminat de foarte mult timp și el miroase destul de bine la atomizor. Nici acesta nu va fi recumpărat pentru că are altele și o să mai vină, așa că nu și-l mai dorește. Un parfum cu care s-au chinuit amândoi, și băiatul și soțul meu, pentru că nu prea le-a plăcut. L-am mai dat și eu prin, l-am mai pulverizat prin baie, ca să se termine, să scăpăm de el. Este acesta, Premier Lux. Nu știu ce nu le-a plăcut, de fapt nici mie, nici pe mine nu m-a dat pe spate, cu paciului, vetiver, lemn de guaiac. Nici nu știu dacă se mai găsește, cred că este un parfum discontinuat, așa că nu e nicio problemă. Și ultimul consumat de băiat este acest Segno, cu lămâie, lavandă, mușcată și o notă de
whisky. Nici acesta nu l-a dat pe spate. Nota aia de mușcată și whisky, nu știu, este ciudată. Bine că a fost de 30 de mililitri și s-a terminat. Și am uitat să vi-l arăt și pe acesta, vi-l arăt acum. L-am purtat, de fapt nu l-am purtat, l-am pulverizat mai mult prin casă și în baie, un parfum cu lavandă, o apă de toaletă, frumușică, dar mi se pare lavanda foarte ascuțită, așa că nu am riscat să mă parfumez cu el, deși este o apă de toaletă foarte puternică. Cred că mai are și alte flori și ceva dulce. Este o apă de toaletă cumpărată, primită de la cineva din Spania, cred că se găsește acolo în magazinele lor, a avut 100 de mililitri și a fost un parfum bun. Pentru casă, așa, pentru pulverizat prin casă. Acestea sunt toate, gata, am terminat. Spuneți-mi ce vă place de aici. Cred că o să mai revin anul acesta cu ceva videoclipuri. Mă gândesc să scot niște parfumuri din colecție, niște parfumuri cu care nu prea mă înțeleg și spuneți-mi voi în comentarii ce aș putea să fac cu ele. Având în vedere că sunt la preț foarte mic, m-am gândit că aș putea să le dau cuiva, pentru că de vândut nu se pune problema. Spuneți-mi în comentarii, voi dacă ați primit niște parfumuri deja începute, v-ați supăra? Sau care ar fi părerea voastră? Vă mulțumesc pentru tot, vă îmbrățișez pe toate, vă pup și noi ne reauzim la un videoclip viitor. Pa, pa!